Kira, donc l'anglais, les présentations de la raison. J'ai cherché à dégager une vision de l'amour qui était construite en triptyque sur ces trois récits-là, qui témoignent à la fois de l'évolution de la vie sentimentale, distratique, dont il y a bien des choses à dire et qui est très bien illustrée par la correspondance distratique de Romain Rolland, mais qui témoigne aussi d'une vision constante, alors qui est déjà assez intéressante par rapport à ce qui est à ce que les normes sociales de l'époque proposent, mais qui est surtout, il me semble en tout cas, intéressante aujourd'hui dans ce que Strati propose comme vision critique de ce qu'on pourrait qualifier d'une espèce d'éros édulcoré qui avait déjà cours à l'époque avec finalement cette célébration de la passion et d'une passion qui terminait étonnamment bien. Et c'est aussi une vision qu'on peut retrouver aujourd'hui dans ce que la littérature et même les films nous proposent finalement une vision de la passion, d'une passion qui n'est plus du tout destructrice. Il me semble que Strati invite à repenser la passion et à repenser le couple pour un couple et un amour davantage entre Julia et Agathe que pour un culte, une espèce d'éros plébiscité dans quelque chose d'infiniment plus doux que ce qu'il pensait, me semble-t-il, de la passion. Voilà, je vous remercie. Je remercie encore Madame Théma qui a fait passer le live. Cred că rămânem la Panaiti Stradi, nu? Și am să rog pe Marius Inhet să ne vorbească despre o carte în care văd că au scris mai mulți prieteni despre Panaiti Stradi și figura haiducului. Da, e un titlu oarecum fals. Cu el se deschide cartea, deci e normal să spun asta. Da, scris înțelucerea, dar nu mai țin minte nimic din ce am scris. Exact ca noi la ora asta, parcă ne-a fost toată ziua petrecută împreună. Nu e, voiam să spun că e cumva fals, fiindcă textele care l-au tratat pe Strati nu s-au referit la haiducul, mă rog, metafora, hai să spunem, sau eticheta de haiduc, ci mai degrabă la o formă, la o structură literară care până la urmă le-a cuprins pe Strati din două perspective lingvistice, cea română și cea franceză. Mi-aduc aminte că în presa literară românească, din timpul comunismului, anii 70, cred, mergea scriitor, a avut dreptul să meargă și să bătrească pe Strati în Franța. Cred că 100 de ani era la vremea respectivă. Deci, ne mândrim cu Strati mai mult în afară, în țară aproape deloc. De ce ar trebui mai mult? Pentru că noi îi știm pe Cioran și Ionescu, care au reformat novela într-o formă sau alta, stilistica franceză sau lexicul într-o formă inedită, să zicem. Dar de Strati nu s-a vorbit, deși el a fost mult mai citit. Dar avem la București o librărie Chira Chira Lina. Dar n-a mai citit nimeni romanul Chira Chira Lina. Dacă spui elevilor cât e. Domnul Zanfir a făcut în Amul Coloviului o reeditare a operei. Da, este la Academie. Da, de asta spun că e volumul care ar trebui să începem o altă fază de conferințe, și anume cu scriitor româno-francez sau româno-belgien. Comunicări din cele două direcții. Cred că de aici a fost și succesul volumului, fiindcă toată lumea știa, era familiarizată cu opera lui Ionescu și Strati. Deci, repede, după Ionescu și Cioran, Strati a fost reabilitat, măcar dintr-o perspectivă belgeano-română, dar cu rezultate la fel de primițe. Deși Brigand d'Honneur pentru haiduc sună franțuzește. Da, mai avem o prezentare, am punat la rețetă. Ultima prezentare la justiție distributiv. M-am gândit că este frumos să încheiem un
o discuție, un dialog despre mit, ajungând la poezie. Și pentru a face acest lucru, avem șansa de a avea printre noi pe colega noastră și poet, Emilia Ivanu. Surpriza este